acest cuvânt pe care îl spune la dezbatere și vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli la municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2018. Prezintă inițiator primar Florin Nicolae Gojica. Discuții, vă rog. Executivul nu mai poate și nu îi mai este permis să invoce lipsa banilor
nerealizare a acestor obligații față de cetățenii municipiului Câmpia Turzii, față de municipiu și față de lege. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog foarte mult să folosiți un limbaj adecvat momentului. Să nu jigniți, că nu este momentul. Mulțumesc. Unde este jignirea? Domnule președinte. Ați folosit nesimțire, ați folosit... Nu am folosit nesimțire. Doamna Monica. Altcineva. Domnul Mischian.
astfel de document, care trebuia să fie anexă la acest proiect de hotărâre, putem avea surpriza că dacă se consultă domnul Isaac cu colegii pentru chestii de procedură, că nu au fost de la 3 zile înainte și nu știu ce, să nu avem nici anexa, și atunci ar mai fi și o problemă de fond care ar putea lovi oarecumva acest proiect de hotărâre. Nu am emoții că nu se va vota acest proiect. Problema mea este acum, dacă s-a făcut o analiză scurtă de către domnii colegi și doamna colegă de execuția bugetului, sigur că noi, dacă ar fi fost resurse financiare, am fi putut să avem, presupunând, 32 de milioane la funcționare, dacă aveam 32 de milioane la dezvoltare, îi puneam și pe ea, dar anul trecut, dacă am avut 6 milioane alocați și 800 și s-a cheltuit 2 milioane, păi eu pun problema că dacă acum am fi avut 32 de milioane, puteam să votăm și nu știm cât s-a realizat sau cât ar fi avut bunăvoința executivul să cheltuie pentru ceea ce presupune lucrări în curs. Dau exemplu aici, modernizarea din centru, care s-a început în primăvară, prin luna mai, domnul primar ruga colegii care stau în zonă să nu mai parcheze mașine, că vine modernizarea, și ne trezim că acum este doar într-o, nu știu, poate mă pricep la construcții, domnul președinte mai specialist, eu zic că 70%, 60% e realizat. Păi dacă ai avut bani, ai avut societatea, de ce ai terminat o lucrare? Cu iluminatul, iar probleme. Deci confortul de care vorbea domnul coleg Giculece, confortul urban, dacă noi nu ne îngrijim de el, nu considerați că o să ne sfătească alegătorii, pentru că în opinia domnului primar, n-o sfătit alegătorii că n-a venit să votăm un proiect important pentru fondul european, care s-a dovedit după aceea că nu e așa. Ei, sunt bani, vă rugăm frumos, faceți bine și proiectele care sunt, că nu costă 11 milioane de lei, mă rog, pentru dezvoltare, pentru drumul, pentru confortul urban, sunt undeva la 300 de, la 3 milioane. Din punctul meu de vedere, consider că avem o ineficiență în a cheltui pentru dezvoltare în folosul cetățeanului parcului. Scuza o aud imediat, nu ne-am permis să asfaltăm, că vine de la apă și o să spargă de pe drumurile. Nicio problemă. 50% din drumurile din Câmpiatului au fost modernizate deja pe pasul 1 de compania de apă. Alea 50%, frate, ocupă-te și fără. Pentru că dacă avem un proiect, o să avem lucruri extraordinare iarăși pe mobilitate urbană, care vom discuta iarăși ce vrem să facem. Și noi nu avem decât la nivel declarativ o viziune asupra viitorului orașului. Sigur, colegii mei pe PUSL sprijină acest proiect, mă gândesc, eu v-am spus că votez și eu, că am fost acuzat de un coleg din noastră din presă, că doi votează cu puterea și unul în opoziție, nu, astăzi votez și eu cu puterea, dacă mi acceptă, dar trebuie să avem în vedere că dacă s-ar fi discutat cu compania de apă modernizarea drumurilor, câți bani să alocăm aici, spargeți cât, refacerea la stare inițială, domnul președinte, imediat termin, nu vă agitați pe extraordinar, m-am văzut așa un pic cu pregătesc răspunsul. Foarte bun. Deci, să se meargă în tandem cu compania de apă, unde vine modernizarea rețelei, refacerea la stare inițială, să venim noi și să facem o modernizare. Bă, asta ar fi fost o treabă bună. Și eu sper că aveți în vedere lucrul ăsta. Mă gândesc, mă, nu mi-a spus, nouă, ne faceți o surpriză, la 31 decembrie să avem iară excedentul bugetar, că n-a reușit să fie. Vă mulțumesc. La urmă, precis o să vă răspundă domnul primar, dar eu am rămas surprins. De obicei, luați cuvântul și punctați, punctual. Acum eu n-am înțeles nimic, dar vă rog. Exact același lucru am înțeles eu din bugetul pe anul ăsta. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Dare.
a stabilit această sumă, în urma cărui plan, cum v-ați gândit să faceți, pe câte zile acel festival, ce înseamnă... O să vă spun, domnule consilier, după ce terminați întrebări. Domnule primar, aș dori să o întreb pe doamna de la cultură, pentru că bănuiesc că dânsa, ca șefă de cultură, a fost... Domnul consilier, o să nu puteți dispune peste ceea ce eu spun subordonaților. Domnule primar, dumneavoastră, aveți aici calitatea de invitat, să nu uităm chestia. Ce calitatea ar vrea? Bine, v-am spus, o să vă spun, domnule, eu nu v-am întrebat. Domnule consilier, puneți întrebările, dar nu fiind... Am pus întrebările șefei de la cultură. Și așteptăm un răspuns. Domnul primar poate să răspunde după aia în completare, nu avem nicio problemă, dar vă rog să ne lăsați să ne desfășurăm acum. Nu o să-i mulțumesc. Cine este inițiatorul? Aici a semnat planul Lucia Corfin. Doamna Lucia Corfin, am văzut că îi semnat aici. Deja întreb pe cine și-a pus semnătura pe acest... și doamna Irina Mărteanu. Întocmișe, Serviciul Cultură, Lucia Corfin. Continuați, vă rog și mulțumesc. Deci cam asta ar fi întrebările. Dacă ați făcut o analiză cum se vor cheltui acești 120 de lei, având în vedere că unele grădinițe din Câmpia Turzii primesc mult, mult mai puțin față de, față de această sumă care este alocată unui festival, Pișcicol, Festivalul Pește, cum așa. Mulțumesc. Domnul Gemeș. Nu răspund. La urmă, nu? A, la urmă. La urmă, fiecare. La fiecare. Sau doriți acum? Da. Așa am răspuns. Nu, la urmă. Fiecare pune întrebări și la urmă poate că se suprafă. Domnul președinte, domnul secretar, conduce primarul municipiului ședința? Nu, iau pe rădă. De cum, dacă vă văd că purtați discuții acolo, o să dați la urmă. Nu, dacă v-ați înscris șapte persoane. Nu, să vă faceți atribuțiile. Domnule, nici la urmă nu s-o răspund. Lăsați la urmă și să vă răspund la urmă pe care. Domnul Vizor. În vederea clarificării, vreau să propun un amendament la anexa 1.15 pe vizavi de calendarul cultural. În planul 2018 se va aduna nouă poziție pentru Ziua Internațională a Românilor cu o sumă de 3.000 de lei. O activitate ce se va desfășura în luna martie. Dânsi au venit cu o cerere rapidă față de ce s-a poziționat și ce s-a afișat pe sat și ce magazine s-au înaintat. Activitatea care se va desfășura în luna martie și la total activitățile din cadrul cultural va deveni, se va integra pe tot cheltuie, tot în același cheltuie și va fi 510.100. La sfârșit, nu se va modifica suma pe total cultură, pe total activități culturale, da? Nu vreau să pun în dificultate pe domnul viceprimar, dar cum făcea domnul primar anii trecut, să ne spuneți de la ce capitol luați sau sub capitol la această sumă și o repartizați, că tot timpul a fost cerceați că nu luăm. Am înțeles, pe planul cultural, da, dar să ne spuneți de la ce activitate, să iau banii, ce sumă și la ce activitate merg. Dacă bine rețin de la capitolul 67, unde sunt alte cheltuieli și materiale care sunt prinse ca și cheltuieli legibile pentru programul cultural. De acolo se va diminua suma aceea de cheltuieli de materiale și alte materiale. Da. Doamna Monica este de acolo. Sper că n-am greșit. Capitolul 67 are o parte materială alocată. Calendarul cultural este parte integrantă a cheltuielii materiale. Și în loc de 507.100, care este totalul la anexei 1 pe 15, va deveni 510.100, dar totalul pe capitolul cultură nu se va modifica. Mulțumesc.
că bugetul municipiului Câmpia Turzii de anul acesta este văzut de 6 milioane de lei. Asta înseamnă 60 de miliarde de lei, aproximativ 1,5 milioane de euro. De aici apare diferență, diferență care este dată de modificările fiscale aduse de către guvern. Plecând de la acest minus, am încercat să creionăm bugetul municipiului Câmpia Turzii și da, avem o viziune. Atât în ceea ce privește acest buget, cât și ceea ce privește dezvoltarea viitoare a municipiului Câmpia Turzii. O să încerc să ating ușor fiecare dintre punctele pe care dumneavoastră, domnilor consilieri, le-ați ridicat. Dacă este să începem cu salariile angajaților din primăria municipiului Câmpia Turzii, în numele angajaților primăriei municipiului Câmpia Turzii, trebuie să mulțumim guvernului pentru că în anul 2017 a reușit performanța să majoreze salariile aproape la dublu. În numele meu personal și al domnului viceprimar, nu voi mulțumi guvernului, pentru că nu am de ce, pentru că nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă am bani să majorez salariile. Guvernul a venit și a spus, majorați salariile. Și am majorat-o, iar dumneavoastră toți, indiferent de a fi la putere sau la poziție, ați votat aceste majorări salariale pentru angajații primăriei. Dacă este să vorbim despre drumurile din Câmpia Turzii, despre modul în care au fost cheltuiți banii pentru asfaltări de drumuri, am spus-o, o spun și probabil o voi mai spune că da, avem o problemă vis-a-vis de asfaltarea drumurilor. Însă, această problemă este dată de faptul că în administrația trecută s-a făcut și un lucru bun, din punctul meu de vedere, în sensul că administrarea drumurilor a fost dată către societatea domeniului public și că orice asfaltare de drum, ca urmare a încheierii contractului de delegare, presupune asfaltarea drumului în baza unei autorizații de construcție. Autorizația de construcție presupune un proiect tehnic de execuție, avize obținute de la toate instituțiile statului, care se cer prin certificatul de urbanism. Cartea construcției, în tabula extras de carte funcțională, tabularea drumurilor și așa mai departe. De ce am spus că este un lucru bun? Pentru că, în sfârșit, intrăm în legalitate cu tot ceea ce înseamnă drumul. Vă spuneam în toate ședințele trecute că am reușit să întabulăm peste 60% din averea municipiului și am reușit să întabulăm tot ceea ce înseamnă grădinițe, școli, liceele, mare parte dintre drumuri, chiar și astăzi, la partea funciară pentru a ridica 7 extrase, am fost personal de ridica 7 extrase de carte funciară pentru a le putea introduce în ședința extraordinară de luni. Pe de altă parte, ca să-i răspund și domnului consilier, tot, din păcate, pasul 1 nu a fost făcut poate așa cum ar fi trebuit să fie făcut. În sensul că dacă să luăm o stradă, de exemplu, strada Andrei Mureșanu, da? A fost schimbată conducta de canal. Anul acesta, compania de apă Iași va intra și va schimba conducta de apă. Deci acea stradă care dumneavoastră ziceți că a fost făcută, nu o pot asfalta, pentru că din nou compania de apă Iași va intra și o va sparge. Vă mai dau și alt exemplu. Tudor Vladimirescu, exact aceeași situație. Aurel Lai. Florilor. Florilor, care din punctul meu de vedere este cea mai distrusă stradă din oraș, dar care nu poate fi asfaltată, pentru că, și aici vă contrazic cu domnul consilier local și nici nu vreau să vă surprind, împreună cu domnul viceprimar și cu domnul Luca de la șeful Serviciului Investiții, am avut programată întâlnire cu domnul director Bobic de la compania de apă, cu șeful de la investiții al companiei de apă și de comun acord, pentru că între noi și compania de apă
există o colaborare bună. Am prioritizat modul în care va începe pasul 2 pe proiect și am stabilit care sunt străzile pe care compania va intra cu prioritate. Deci această întâlnire am avut-o și am și stabilit cum vor începe lucrările. I-a spus domnului director la acel moment că deși autorizația de construcție va fi emisă de Consiliul Județean Cluj și nu de Primăria Municipiului Câmpia Tuzla, deși compania este cea care va dirija toate acele lucrări și vor răspunde de ele, vreau să vă spun că noi suntem cei care emitem autorizația de săpătură. Și acolo deja avem control. Și vom avea grijă ca lucrările să se desfășoare așa cum ar fi trebuit să se desfășoare și până acum. Și domnul Bobic a înțeles acest lucru și mi-a promis că lucrările vor fi desfășurate inclusiv de către cei care vor câștiga licitațiile, inclusiv printr-un super control pe care va face compania de apă. Nu vă ascund însă faptul că din totalul drumurilor pe care municipiul Câmpia Tuzla le are, 71 de străzi vor intra în reabilitare. Asta înseamnă aproape tot orașul. Sau zone importante din oraș. Și ca să vă dau un exemplu de lucrare pe care mă gândesc cu groază ce v-a însemnat pentru cartierul Șarât, închipuiți-vă că de la baza de recepție de pe strada Tipulescu va începe săparea unui canal colector care va veni până pe strada Traian, va traversa tot tronsonul 1 a străzii Traian până la fosta pasarelă la calea ferată, va sub-traversa calea ferată până pe strada Avram Iancu, în dreptul casei domnului consilier Pihărmeanu, și de acolo, pe întreg parcursul străzii Avram Iancu, prin fața spitalului, până la Apollo, după aceea va fi radiată și la intrat principal. Gândiți-vă ce va însemna acea lucrare pentru tot ce înseamnă transport public către și dinspre gară, sau ce va însemna pentru locuitorul cartierului Șarău. Dar este un proiect pe care mi l-am asumat toți, și unii dintre dumneavoastră mai amintiri ca ceilalți, un proiect prin care atrage 40 de milioane de euro către Câmpia Tuzla. Îl am asumat și îl vom face. Acum eu, ca primar, vreau să vă spun că nu sunt acel nebun care să se apuce să asfalteze străzi în momentul în care știu sigur că aceste străzi vor fi spate. Indiferent ce presiuni politice se vor face, sau pe presă, sau pe rețele de socializare. Pentru că, dacă aș face o astfel de chestiune, veți veni cu reversul medalei și veți zice, a știut că compania de apă va sparge tot orașul, de ce v-ați apucat să asfaltați? Deci nu o vor face. Așteptăm, se termină lucrarea, nu voi emite altă autorizație de săpătură către compania de apă, până nu este finalizată lucrarea pentru care am emis deja autorizația de săpătură. Asta în ceea ce privește drumul. Dacă este să vorbim despre grădinițele din Câmpia Tuzla, păi v-am mulțumit, domnilor consilier, la sfârșitul anului trecut, când ați aprobat cele mai mari sume de bani pe care școlile și grădinițele din Câmpia Tuzla le-au primit vreodată. Sume de bani din care au cumpărat, la fel ca și spitalul, care au cumpărat jucării, material educațional, material sau obiecte pentru sănătate, duc la sănătatea copiilor, în toate grădinițele din Câmpia Tuzla. Ați aprobat atunci cu 120.000 de lei la sfârșitul anului, fără ce dăduse de la începutul anului buget. Și ulterior, rectifică. Știu că unora le convine să spună că s-au cumpărat purificatoare de aer în primărie. Eu vă spun că nu s-au cumpărat purificatoare de aer în primărie. Și vă spun că s-au cumpărat purificatoare de aer pentru toate grupele din grădinițele din municipiul Câmpia Tuzla. Iar ceea ce unii au văzut, dar n-au știut să citească pe site-ul primăriei, se referă la centrul de educație
antre preșcolară, care aparține primăriei municipiului Câmpia Tuzii. Și da, și acelor copii de creșă le-am cumpărat purificatoare de aer. Pentru că am investit în educație și în sănătate. Și da, am cumpărat domnilor consilieri locali pentru spitalul din Câmpia Tuzii, pentru prima dată după Revoluție, am schimbat toate sartelele, cele 108 sartele pe care le aveau paturile, pe care noi le avem în spitalul din Câmpia Tuzii, din care vreo 30 de sartele au fost sartele antiescare. Cunoscătorii știu ce înseamnă asta. Mai mult de atât am cumpărat câte două așternuturi pentru fiecare pat. Asta însemnând cearșafuri, pături, perii și așa mai tot ce trebuie. Am dotat cu tehnologie de ultimă generație laborator pe care noi l-avem în cadrul spitalului. De o așa manieră cât pe secție se duce cu proba la analiză la laborator, nu mai stă omul la ușă sau asistenta sau infirmiera să aștepte rezultatul, este transmis direct pe cod de bare doctorului pe secție și are în timp util analizele. Am cumpărat anul trecut, tot ca o viziune vis-a-vis de sănătatea cetățenilor și lucrurilor, cel mai performant aparat de anestezie. Am cumpărat anul trecut un generator electric, pentru că de câte ori era o operație, eram sunat de către directorul spitalului să le pregătim, să vorbim cu cei de la electrica, să le rugăm de ei, să le pună ajutor, pentru că dacă Doamne ferește să întâmpla să cadă curentul tipul operației, riscam să moară pacientul. Le-am cumpărat și un astfel de generator. Am reușit să renovăm chirurgia, am reușit să renovăm internele, anul ăsta avem pregătit bani pentru a renova paliativele. Și pentru prima dată, spitalul a reușit să nu termine cu datorii. Spuneam în nenumăratele interviuri pe care le-am dat că am reușit ceea ce nu cred că a reușit cineva până acum, să aducem șomajul în municipiul Câmpia Tuzii la 1%. Prin politica de reindustrializare pe care eu am câștigat și colegii mei mandatul, politică pe care am continuat. Și nu am făcut nici măcar o deplasare internă sau externă pentru atragerea de investitori, dar am reușit să umplem parcul industrial într-un termen de un an de zile și am încurajat investitorii care au venit și și-au deschis noi societăți comerciale în cadrul fostului combinat metalurgic sau în zona industrială RAI. Am fost primarul care a inaugurat anul trecut 3 fabrici. Și pot să vă garantez că anul acesta vom mai inaugura minim 3. Astfel că, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, am rezolvat problema șomajului în Câmpia Tuzii. Și atunci ne-am întrebat ce putem face ca totuși să mai atragem și altceva către Câmpia Tuzii. Salina municipiul Turda are Salina Turda. Bravo lor! Noi nu avem. Dar am zis, oamenii care vor veni la Salina Turda la tratament și care vor sta o săptămână acolo, va trebui cumva să-și piardă timp. Se vor duce o zi probabil în cheile Turzii, se vor duce probabil o zi în cheile Turenilor, într-o zi la Buru sau la Media. Și am zis, de ce să nu încercăm să-i atragem și către noi? Dacă dumneavoastră găsiți o altă locație sau un alt obiectiv pe care să putem să-l fructificăm, în afară de cele 3 lacuri, vă invit cu mare drag să ne dați sfaturi. Vă garantez că vom ține cont de ele. Așa cum l-am invitat de nenumărată ori pe domnul deputat la mine și mulțumesc astăzi că a venit, vă invit și pe dumneavoastră, știți că sunt deschis la orice fel de sfaturi le primim. Și atunci am zis că cum putem fructifica cele 3 lacuri? Pentru că tot în campania electorală spuneam la un moment dat că toată acea zonă de jos din parcul municipal și până la 3 lacuri, să o dezvoltăm ca o zonă turistică. Domnul consilier Județean Haiduc, care este aici, dacă v-a luat cuvântul, poate să și confirme acest lucru. Și
Și atunci am spus, da, vom investi în cele trei lacuri, pentru că în acest moment este obiectivul care cu potențialul cel mai mare. Și da, vom face acel festival al peșterului, durabil, pe parcursul a trei zile, care se va ține în luna mai și cu care vom și inaugura lacurile, într-o colaborare cu una dintre cele mai cunoscute asociații de MasterChef din România și vom veni în fața dumneavoastră la un moment dat cu permiterea unui protocol. Nu vă ascunde faptul că avem de gând să atragem și sponsorizări, dar pentru a putea demara proiectul, avem nevoie ca această sumă să fie bugetată. Va fi exact aceeași situație ca și cu zilele municipiului când Via Tuzii, când bugetăm o sumă, iar după aceea, ca urmare a sponsorizărilor pe care le primim, vom face rectificarea bugetară. Nu vă spun de asemenea că în acest moment avem în lucru un proiect european care va viza acea zonă de trei lacuri. Estimăm undeva în jur de 5 milioane de euro, tocmai pentru a putea dezvolta această zonă. Ori, cum nu ar festivalul festului, este doar începutul pentru a putea face cunoscută acea zonă. Nu ne oprim aici. V-am mai spus și vom veni în Consiliul Local în curând cu acel teren polisportiv și zonă de skatepark care va avea, se va face în parcul municipal și care va fi legată de într-un final, tot pe bază de unui proiect european, de zona trei lacuri. Asta este viziunea noastră. Că o fi bună, că o fi rea, vom vedea la momentul potrivit. Noi credem că este bună și că ea poate aduce beneficii municipiului Câmpia Tuzii. Cred că am atins toate subiectele pe care dumneavoastră le-ați supus atenției Consiliului Local. Cred că bugetul este unul realist, în măsura în care aceștia sunt banii pe care îi avem, în măsura în care avem în acest moment în lucru proiecte europene de aproape 30 de milioane de euro, dintre care 3 milioane și de euro deja sunt depuse. Urmează și celelalte, pentru că pentru unele dintre ele încă nu au fost deschise de finanțare, la proiectare și la consultanță. Sunt optimist că anul acesta va fi unul bun. Tocmai pentru că am avut acel excedent bugetar care ne permite anul ăsta să facem investiții. Ce va fi însă anul viitor, vom vedea. Dacă investițiile pe care noi le preconizăm pentru acest an vor da roade, vor crește încasările, sunt convins că ne vom descurca și anul viitor. Nu am nici cea mai mică îndoială. Mulțumesc. Dacă mai are cineva de spus ceva, am doamna Campean, domnul Isar, domnul Rece, a ceva. Domnul Barbuș, a ceva. Domnul pentru anul 2018, pentru că este cel mai important proiect, cel mai important pentru că toate celelalte proiecte ce se vor deruna în cursul anului 2018 apelează la proiectul de buget, avem nevoie pentru orice hotărâre mică, mare, pentru orice decizie, pentru orice idee de fonduri. Proiectul a cerut muncă intensă, responsabilitate, profesionalism, viziune în echilibrarea celor două secțiuni, în echilibrarea indicatorilor de venituri și cheltuieli. În acest sens, eu vreau să felicit în mod special pe doamna director executiv Maria Monica Cherezbi, pe doamna șefă de serviciu de contabilitate, pe doamna Dorina Bancă și
îmi exprim convingerea că proiectul va avea efecte benefice, că va fi un control riguros sistematic asupra cheltuielilor și a veniturilor, iar nevoia stringentă de atragerea fondurilor stă în atenția domnului primar și dorința de implementare a acestor fonduri în ceea ce se crede și se pretinde a fi prioritar și în beneficul cetățenilor este mult lăudabilă. Mi-aș dori mai multă rațiune spre binele cetățenilor, pentru că orice acord este și negociabil. Fiind președinta culturii și a Comisiei numărul 3, cultă, cultă, așa, culte, învățământ, aș vrea să precizez și dumneavoastră știți fiecare, toate unitățile de învățământ de pe rața municipiului arată foarte bine, au autorizație de funcționare, au primit sume suficiente pentru anul precedent, pentru dotare și rezultatele sunt, și ca să, prin urmare, rezultatele sunt atare. Să nu uităm că la examenul de bacalaureat am avut 3 absolvente cu media 10. Și mulți elevi au fost stimulați pentru învățătură, tocmai prin prezența conducerii la numeroase ședințe. Deci, în final, solicit o rațiune mai mare pentru orice negociere, o înțelegere că apar și greutăți în derularea și cheltuielile financiare și lucrul este lăudabil pentru că reușim să atragem fonduri și să le investim în așa fel încât să mulțumim cât de cât cetățenii din municipiul Câmpia Turzii. Nu uităm că suntem de 1 an și 7 luni în mandat. Mai este timp, nu se pot face toate deodată. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Câmpianu, dar cuvântul domnului Pisar. Referitor la salarii. Salariile din funcționarilor din primăria municipiului Câmpia Turzii. Domnule primar, cine a venit în Consiliul Local cu proiectul de hotărâre privind majorarea acestor salarii? Cred că nu eu, dumneavoastră. Dacă bine mi-aduc aminte, la putem verifica și procesul de cadă ședință, în ședința respectivă a fost întrebat de dacă bugetul local poate suporta acele majorări. Nu mi-aduc aminte să fi spus ceva. Ați spus că dumneavoastră și viceprimarul nu puteți fi de acord că v-a impus guvernul. Nu cred că v-a impus guvernul. Într-adevăr, s-a dat o hotărâre de guvern. Erau niște limite. Ați mers la maxim cu majorare. Veniți, dar vă place că v-a crescut salariul. Nu am văzut o ieșire publică a dumneavoastră să ziceți că nu sunt de acord cu salariul, nu vreau să măresc, nu am de unde să vă uitați să mai știu eu ce. Nu am văzut acest lucru. Veniți acum și ne certați iar din nou. Ne urecheați? Asta este stilul dumneavoastră. Eu v-am pus proiectul de hotărâre în față, voi l-ați votat. N-aveți decât să... Cam așa lucrează dumneavoastră. Referitor la spital. Dar foarte bine, ați cumpărat toate cele. Ați cumpărat așternuturi, verne, care au intrat la apă, din păcate. Așa achiziția ați făcut. Am fost sesizat și am verificat personal. Și așa este. Acum se folosesc două cerceafuri pentru un pat. O să mai cumpărați, domnul primar. Dar vă rog să fiți atent la achiziții. De un
unde cumpărați, calitatea, vor fi fost cumpărați 100%, dar nu știu, au intrat la apă. O să vă rog să-mi permiteți să vă citesc. Vă primesc pe toți cu propuneri și vom ține cont de ele. Cum se numește, domnul primar? Ușa la dumneavoastră tot timpul este deschisă, dar nu sunteți în birou. Nu știu, ar vrea să fiu elegant, cât mai elegant, să nu mi-atrag atenția președintele, să nu mă mai critice pe presă unii jurnaliști, dar dumneavoastră nu sunteți în stare să ne răspundeți la interpelări pe care vă le facem. La ce bun să mai venim la dumneavoastră cu proiecte? V-am făcut proiecte de hotărâri, le-am depus, care nu le-ați introdus pe opinia de zi. Dar în ceea ce privește interpelările și proiectele, vor face obiectul unei analize și cu siguranță ne vom adresa în contencios. Nu este o amenințare. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Isac, domnul Brecea. Eu vreau să întreb pe doamna Cărbea dacă a participat la întocmirea programului cultural pe anul 2018, ținând cont de faptul că este președinta la Comisie cu ajutorii. Am fost, ne-am consultat la... La fel ca și la anul trecut, am fost, ne-am consultat cu doamna în privința ordonării activităților care s-au propus. Și anul trecut am avut activități foarte multe, foarte frumoase, cu impact bun asupra cetățenilor. Sala mare a Palatului Cultural a fost veșnic plină. Dacă dumneavoastră ați fi nevoit vreodată să veniți să le vedeți, v-ați putut convinge de acest lucru. Și vă răspund că și anul acesta am fost urmat și am trecut activități ținând cont periodic de centenarul. Mulțumesc. Atunci Comisia numărul 3 în întregime, de ce nu a fost consultată? Totuși, mi se pare corect că suntem 19 consilieri locali. Nu mi se pare corect să meargă anumite, doar anumiți consilieri, să participe la întocmirea unui buget. De ce v-am spus că dorim o dezbatere publică? Trebuie să întâlnesc câteva persoane, hai să facem bugetul ăsta, e bun, perfect, nu mai întrebăm pe nimeni, venim să votăm. Votăm. Bine, mai vreau să răspund. Fiindcă am văzut-o și pe doamna Gorfică, n-a fost lăsată să vorbească. Cumva, spunând de domn primar, chiar că am impus și acel, organizarea acelui concurs de pescuit, sau ziua peștului, sau cum s-o fi numit. Am vrut să vă răspund la comisii, referitor la comisii. Pentru că așa se va întâmpla și în Comisia de Cultură, cum se întâmplă și în comisiile de specialitate în ședință. Venim cu un punct, două, cu una, două nelămuriri. Cele mai multe nu sunt prezentate decât în ședințele Consiliului Local. Da, mulțumesc. Deci e clar, e un astfel de o altfel de administrație locală la Cundia Turcii promisă. Vreau să-i mai spun domnului primar, că ne-a spus că undeva aproximativ 70 de străzi vor fi sparse de compania de apă. Ok, dacă ne uităm pe site-ul primăriei, nomenclatorul de străzi sunt undeva la 134-135 de străzi în nomenclator. În afară de strada la Minoriștilor, care este cea mai bună stradă din oraș, celelalte străzi sunt praf. Deci aveți multe străzi de făcut până să-și termine compania de apă Arieș treaba. Puteți să le asfaltați celelalte, că în momentul când termină compania de apă, schimbarea conductelor, a rețelelor, tot ce au lucrări, în momentul când veți asfalta și străzile celelalte, Câmpia Turzii va fi un oraș complet asfaltat fără probleme de acest gen. Domnul primar își asumă meritul că a redus șomajul la 1% în Câmpia Turzii. Deci aproape inexistent. Domnule primar, nu este meritul dumneavoastră. Să ne spuneți, vă rog, câte numărul exact de locuri de muncă pe care l-ați creat dumneavoastră din momentul în care ați ajuns primar până acum.
aprobă sau nu aprobarea, nu știu, unui parc industrial, al unor societăți, terenuri, scoatere la licitație. Eu personal nu am văzut pe nimeni din Consiliul Local să participe la inaugurarea fabricilor. Și că tot ne legăm de măsurile fiscale ale guvernului PSD alte care v-au văzut bugetul local cu 6 milioane și ceva de lei. Păi numai de partea aia să mergem la Turda. Pe fondul acelorași măsuri fiscale luate de guvernul PSD alte, la un oraș mult mai mare care este Turda, Turda are un buget mult mai mare, cred că istoric, cel mai mare buget pe care l-a din istoria Turzii. Cum e posibil? Ei vor, ei pot. La noi nu se vrea, nu se poate, sau se vrea și nu se poate. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul David. Mulțumesc, domnule președinte. Eu încă aștept răspunsurile la acele întrebări care le-am pus. Dacă dorește doamna Gorfin, șefa de serviciu de la cultură, să-mi răspundă la acele două întrebări. Zicea domnul primar că, indiferent de presiunile care au fost politice, ne-am asumat acel proiect cu compania de apă. Deci să înțelegem foarte bine. Indiferent de presiunile care au fost puse asupra noastră, a consilierilor, ne-am asumat acel proiect la compania de apă și nu ne-am permis, și individual, și colectiv, ca municipiul Câmpia Turzii să piardă 30 de milioane de euro pentru un vot. Și aici de ce vă zic? Pentru că majoritatea dintre noi, colegii consilieri și împreună cu mine, avem reclamații la ani în urma acelui vot care l-am acordat municipiului Câmpia Turzii pentru a nu pierde 30 de milioane de euro. În faptul în care unii dintre colegii noștri au refuzat că nu este ok, că nu așa. Bine. În regulă. Nu e nicio problemă. Bine că se face, bine că vin bani. Dacă, între timp, doamna Gorfin știe să ne zică cât la sută din buget nu a fost cheltuit la cultură anul trecut, că cum... Și restul? Din ce motiv? Care a fost motivele, ca să pun încă întrebare, care a fost motivele prin care nu a cheltuit toată suma la care a fost alocată? Deci în momentul în care vine televiziunea română și transmite live-ul,
apreciez pe domnul primar pentru că vrea să dezvolte turismul la Câmpia Turzii, dar cu ușile închise nu se poate, doamna. Doamna Lucia. Domnule consilier, e adevărat, asta se va cu bugetul centrului cultural, unde aniversarea Ansamblului Bugurelu avea o finanțare? Avea o finanțare, dar dacă pe parcurs, de asta nu vreau să... Rectificat de bugetul, asta face unde? Dacă pe parcurs, dacă pe parcurs se imește o... o... Ați văzut? Trebuie să vină o solicitare din partea celor care... Vă rog foarte mult. Domnule consilier, eu prima dată vreau. N-ați venit niciodată în fața noastră să propuneți așa ceva. Ați propus vreodată. Acum eu vă înțeleg. Ansamblul Bugurelu a depus să știe la primărie, domnul Vitu. Mă, Vitu. Ansamblul Bugurelu a depus. Și până ca nu știu dacă este domnul Mie așa aici. Vă rog, vă rog. Domnul Vitu. Vă rog. O să-mi termin. Și la următoarea întrebare, în urma cărui studiu sau analize ați considerat necesar pentru festivalul Pești Pești nevoie de 1.200.000 de lei? Sau cum v-ați făcut studiu? Da. Un studiu sau cum vreți să facem? Un concept pe care eu doriți să spunem principiul Câmpia Turzii pe partea internațională a turismului cultural. Este o variantă, considerăm noi că este o variantă viabilă de atragerea turiștilor prin care să ei să consume produse și servicii locale. Înțelegeți? Deci, în momentul de față, noi, prin organizarea acestui festival, punem un semn de echilibru între creșterea economică și protejarea mediului. Foarte bine. E să fim, să fim, da, bineînțeles. Nu suntem împotrivă în a organiza, în a dezvolta, în a atrage turiști. Pur și simplu vrem să... să punem niște întrebări și să vedem cum, cum sunt întrebări. Eu vă mai întreb o dată, poate că m-am înțeles, aveți un studiu efectuat asupra acestei activități? Există o cercetare de piață. După cum am spus, pentru fiecare dintre evenimente, facem o cercetare de piață înainte de a stabili sumele. Ați văzut că de multe ori venim în fața dumneavoastră să rectificare de lucruri, pentru că nu ne ajung sumele respective. La începutul anului identificăm anumită sumă și după aceea furnizorii de servicii artistice consideră că e prea mult. Mulțumesc. Dar rugămintea mea ar fi să ne prezentați și nouă acest studiu care s-a făcut și sperăm să nu mai veniți cu rectificare, să mai arătăm un plus. O mare, mare rugăminte la dumneavoastră să veniți la activitățile culturale, pentru că atunci, cu siguranță, critica va fi constructivă. În momentul în care o să-mi permite timpul și o să consider că este necesar să vin, o să vin fără nicio problemă. Nu mai mult, nu mai mult pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Monica, vă rog. Domnul Fătăciu. Mulțumesc, domnul președinte. Viți ați iau cuvântul ca de obicei, am zis, dar cum vreau să întregul ședință se rezumă la niște interpelări care grupului PSD către cei din executiv. Am zis că ar trebui să vă spun și punctul meu de vedere, mai ales că la ședință, domnule tot, sincer să fiu, eu n-am văzut să întrebați nimic, nu dumneavoastră personal. Restul, foarte puțin s-a întrebat, foarte puțin s-a dezbătut. Într-adevăr, noi la presa, bine, nu ce să facem. Eu propun că acum o să fim în presa la ședințele de comisie. Bună idee. Dar dacă nu... Dar ce ședință a fost ieri? Vă rog frumos, că vă ascultat. Ce ședință a fost ieri? Vă rog frumos. Vă rog frumos. Ședința e comisie, sau nu știu ce ați făcut. Dar extraordinar este ședință de comisie. Vă rog foarte mult. Poate de avizare. Domnul Isar. Poate de avizare proiectul. Vă rog foarte mult. Vă ascultați. În ce în ce mai felicit despre asta? Nu, acum chiar că am fost ascultat, președinte. Am dat un aviz, domnule. Vă rog să vorbiți peste. Domnule, domnul Isar, am dat aviz. Nu l-a cerut astăzi.
ședința de Consiliu Local avizul comisiilor. Deci ieri a fost o întâlnire a consilierilor locali, nu a fost o ședință oficială de comisie. Am avizat materialele. Vă rog foarte mult, v-a ascultat toată lumea. Acum, nu știu chiar. Luați cuvântul la urmă, vă rog foarte mult. Domnule Isar. Niciun consilier nu vă întrerup. Vă rog foarte mult. Știu că nu vă combine. Când e ceva care îl răspunde... Stați, vă rog. Vă dau cuvântul, domnule Isar. Să ne niște după aia vorbim. Stați, vă rog foarte mult. Nu vreau să ziceați de solicitatea ședinței, da? Continuați. Nu putem face un monolog? Monologul faci dumneavoastră. Bine, vă vin. Așa, exprimare de consilier local. N-ați auzit de persoana întâia? Îmi permit. Vă rog, domnul Reuce știe foarte bine ce înseamnă ipocrit. S-a venit cu textul și trebuie ipocrit. Haideți, domnilor, să nu fim ipocriți, da? Bun, rămână. În fiecare an a fost excedent bugetar. Niciodată, nu v-am auzit niciodată să ziceți, domnule, cum excedentul bugetar, că nu știu ce. Din păcate, ieri la... nu a fost ședință, la întâlnirea care am avut-o în sală, am zis că regretabil este că la secțiunea de dezvoltare se folosește, s-a utilizat, s-au cheltuit doar 2 milioane din cele 6. Este regretabil. N-are rost să ne ascundem după deci. Asta e adevărul. Și am zis, cum bine sublinea și doamna Câmpian, să încercăm ca cei bani pe care i-am propus pentru dezvoltare pe viitor să-i folosim. Într-adevăr, este regretabil că nu se utilizează banii propuși pentru dezvoltare. În altă ordine de idei. Vă rog să-mi spuneți, domnule Rece, la sfârșit. De câte ori ați fost consultată, dumneavoastră ați fost și mandatul trecut, și ați fost șef de comisie, și eu am fost șef de comisie. Niciodată nu am fost consultat la creionarea bugetului. Acum să vii să reproșezi primarului că sau, mă rog, doamne, Câmpian, că e așa, frate, că cei din Comisia 3 n-au fost mă doamna, mi se pare iară o ipocrizie. 3. Referitor la pasul 1 de la proiectul companiei de apă, am spus-o de nenumărate ori în ședințele de Consiliu. E foarte bun și pasul 2 și l-am susținut. Da. Vă rog frumos să vă aduceți aminte și o repet, ca să nu se întâmple și la pasul 2. După ce se finalizează lucrările, arătau străzile mai ceva cum arată acum, tot faceți referire, că arată după război. Exact așa, sau poate mai rău, arătau străzile după finalizarea pasului 1. Și din păcate, dacă mergeți, puteți să mergeți pe Dr. Mirescu, Grivițe, știți că după s-a asfaltat de către primărie și nu s-a remediat de către compania de apă care avea obligația... Mă lăsați să termin. Nu-i greșit, așa e. Din păcate știu. Din păcate pentru dumneavoastră. Și cu ce vreau să închei, nu cred că am început campania electorală. După cum spuneți dumneavoastră, problemă nu s-a văzut. Sunteți în campania electorală permanentă, din păcate. Pe tot parcursul anului a fost tot împotriva tuturor proiectelor care au fost inițiate de către primar și de către exilul. Și acum veniți cu replici care nu și-au fost. Mulțumesc! Ceea ce privește meritul.
administrației actuale, ceea ce privește atragerea de investitori sau, mă rog, tăiatul panglicii la diverse societăți comerciale. Poate că nu merită domnului primar. Dar în mandatul trecut nu s-a întâmplat mare. Au fost deplasări în străinătate care cărora li s-au alocat sume importante de bani. Cred că am sărit de 1 miliard. Și s-a întâmplat undeva nimic. La un moment dat au venit Joripă, nu vă aduceți aminte, să bată palma cu primăria, inclusiv cu fosta carotină de la Victor Ungureanu. Din anumite motive a plecat. S-a schimbat administrația, lucrurile merg bine acum. O fi meritul domnului primar, actuale administrații sau nu, lucrurile așa stau acum de lucru. Oamenii de afaceri au venit, au ocupat parcul industrial și lucrurile s-au întâmplat în timpul acestui mandat. Nu are rost să fiți deranjați de acest lucru. E o realitate. Că o fi numai meritul lui, că nu fi, cu siguranță nu a fost singurul care a pus un număr. Un punct de vedere, sau mă rog, un sprijin important, a avut și Cristian, domnul consilier județean Haidu Cristian, care n-a rămas prin față de problemele orașului. S-au implicat și au rezultat ce a rezultat. Un șomaj undeva aproape de țări. Oricum, șomajul tehnic, 1%. Prezentam mai devreme. E o realitate. Domnule Rece, înainte v-aș ruga să ne concentrăm asupra bugetului și n-are... Păi, dacă nu are legătură cu bugetul, totul are legătură, are legătură, doar cum mai oricum nu rezolvăm. Da, înțeles. Spus, pentru că am spus și domnule Vară, din nou, domnule Vară, de chiar ne bucurăm că sunt locuri de muncă la Câmpia Tursii, am aprobat întotdeauna înființarea locurilor de muncă, dar de aici, de la, nu știu, 50-100 de locuri de muncă, să-ți asum că ai adus șomajul Câmpia Tursii la 1% datorită ție, e un drum foarte lung. Să nu uităm că, la momentul închiderii combinatului, au fost mii de șomeri în Câmpia Tursii, care noi le găsim în fabricile din Câmpia Tursii. Ok. Domnul Bătruțiu ne acuză că noi suntem contra la tot ceea ce propune executivul. Nu este așa. Așa o să votăm inventarul produs al nu știu câte la inventar, introduce în inventar pe colegiul Victor Ungureanu. Și vom sprijini proiectele pe care aduc un plus de valoare municipiului Câmpia Tursii. Vreau să vă întreb, de ce ați respins? Am propus 26-27, nu mai țin minte, de proiecte, am inițiat proiecte de hotărâre. 26. Vă spun. Știu. La care a trecut, în afară de 2 proiecte cu cetățeni de onoare, a mai trecut un singur proiect cu denumirea Piața Tricolorului. Cine este contra? Să ne reamintim, domnilor, cum s-au făcut numirile în consiliile de administrație, în administrație și HAGA. Cu cine v-ați consultat în momentul când v-ați propus doar oamenii dumneavoastră și ați votat? Cu deplasările în străinătate. Ați făcut anul trecut deplasarea la Moga. Ați fost tot mai consilier pe mine. Nu că ne-ar fi trebuit. Am tras un semnal de alarmă atunci. Nu e normal. Bun. Eu, cu pasul 1, nu am fost la compania de apă în momentul respectiv, dar eu din câte știu. Toate documentele au fost semnate, nu știu, validate, de către toate autoritățile implicate în acel proiect. Inclusiv de primăria Câmpia Tursii. Inclusiv, am înțeles că era contract pentru asfaltarea străzilor către domeniul public. De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a dus la starea inițială? Toți sunt vinovați. Nu există un singur vinovat. Și vom face, cel puțin cât ține de mine pe Câmpia Tursii, voi face în așa fel încât pe pasul 2 să încercăm să nu mai avem astfel de probleme după căierea pasului 2. Sper să și reușim. Mi-ați spus cu bugetul că nu am fost consultat niciodată. Nu, dar Comisia 1 de Buget Finanțe totdeauna a fost consultată. Să nu uităm că în 2015, pentru prima dată în istoria municipiului Câmpia Tursii, s-a făcut o dezbatere publică pe bugetul din Câmpia Tursii. A fost în această sală adunare. S-au produs, au venit. A fost un început. Poate că nu a ieșit chiar cum trebuia, dar a fost un început. De ce nu-l continuăm?
cetățenii, ONG-urile, oamenii de afaceri au dreptul să vină. De fapt, au dreptul să vină, deoarece ei sunt plătitorii de taxe și impozite ai municipiului Câmpia Turzii și au dreptul să aibă un cuvânt foarte important de spus în alcătuirea bugetului din municipiul Câmpia Turzii. Și, încă scurt, da, acea întâlnire a fost o ședință a consilierilor locali, a fost o ședință oficială de comisie, deoarece nu am dat niciun aviz. Domnul președinte nu mi-a cerut avizul comisiilor. A fost o întâlnire. Am discutat și despre buget. Da, să nu uităm că doamnele și domnii din aparatul de administrație al primăriei știau că vin pentru o ședință de avizare a proiectelor pentru săptămâna viitoare. Pentru ședința ordinară. Mulțumesc. Domnule, scurt. Vă rog, scurt. Vreau să vă spun că asta e. La solicitarea dumneavoastră s-a ținut ședința, întâlnirea, cum vreți să-i spuneți. La ședința extraordinară a solicitat să ne vedem să discutăm bugetul noi. Dar n-a fost o ședință. Corect, a fost și comisie. Deci, corect. În acord, nu compania mea, neapărat că e de vină pentru stres. Eu am zis, încă o dată, dar vă rog să vă mai uitați, am mai ridicat un consiliu, doamne. Nu vreau să ajungem la situația asta. Ce mă încălzește pe mine este că dau vina pe compania de apă și străzile arată ca după bombardament. Chiar cum mă încălzește? Sau dă vina pe primărie? Că nu asta, eu vreau să nu se mai repede lucrurile aici. Asta zic. Deci, să învați să zic și la dat vina. Eu am zis că nu s-au adus la stare inițială, a consemnat și primărie, e foarte rău. Consemnat și reprezentant din primărie, la licența respectivă, când s-a făcut atunci. Nu. Deci, asta am vrut să vă zic. Deci, atunci, să zic. Domnul David. Doamne, profesor, referitor la întrebările care să le punem șefilor de servicii. Nu discutam amândoi la comisie, pentru că și așa, la întâlnirea în care a fost ei șefii de servicii, nu știu exact ce se întâmplă. Plus de asta, dacă nu vin, ei efectiv n-au venit. Când să întreb? Nu am declarat problema asta discutabil. Efectiv, sunt care? Sunt puncte pe ordinea de zi, sunt puncte de întrebare de dezbătut și mai pe cine, până la urmă. Eu zic să trecem la buget, să nu facem un monolog. Foarte scurt. Domnule, la obiect, așa e? La obiect. Domnul Păduțiu m-a întrebat de ce am tăcut el la acea discuție care a fost nu ședință. Pentru că acolo era prezentă doamna directoare pe care o felicit pentru materialul care l-a făcut. De specialitate punctual cu cifrele ne dă lecții la alimentică și la buget. Ceea ce am ridicat eu astăzi mi-a răspuns domnul primar, dumnealui nu era acolo, domnul vicemer era acolo, domnul secretar a lăsat-o pe doamna directoare să ne școleze. Ea, întorcându-mă la ceea ce am primit ca răspuns, îmi place, domnul primar punctual mi-a spus că există viziune tot absolut. Din discursul dumnealui, practic, avem o dare de seama ceea ce s-a cheltuit narrativă, ceea ce am cerut de acum două, trei ședințe, cu privire la cum s-a cheltuit banul punctual, la realizările pe bugetul trecut, care mă gândesc eu că acel discurs era bun la execuția bugetară până în mai, mie îmi trebuia viziune pentru 2018, proiect pe 2018. N-am auzit nimic. Mulțumesc frumos și eu vă propun, ca și domnul Pătruțu, să ne apucăm de votat, că timpul tace și trece, discuțiile sterile, nu sunt discuții punctuale pe bănuți pe buget. Vă mulțumesc. Și noi, domnul, da, cum am dus domnului primar. Mulțumesc. Ca să construiești o casă, nu începi cu acoperișul. Prima dată faci fundație. Orice constructor știe chestiunea asta. Fiecare primar are viziunea lui. Unii înțeleg să investească în proiecte sociale de genul cursurilor de specialitate, alții primari, așa cum sunt eu, aleg să investească în proiecte de infrastructură. Și mă refer aici la fondurile europene. Unii au ales să tragă fonduri europene pentru școlarizare de șomeri, eu am ales să investesc în proiecte de infrastructură. De ce? Pentru că cred că este cea mai importantă modalitate de a se dezvolta acest oraș, prin dezvoltarea pentru prima dată a infrastructurii. Ceea ce privește locurile
liceului Victor Ungureanu, cât și cel care a semnat contractele pentru toate societățile care au, vor dezvolta investiții în parcul industrial al municipiului Câmpia Tursa. Să sprijin un investitor nu înseamnă doar să oferi un teren în care să-și dezvolte afacerea. Mai sunt și alte posibilități. Și una dintre ele, așa ca o paranteză, vreau să spun că poate fi modul în care îl ții la ușă când vine pentru o prelungire de autorizație sau pentru emiterea unei autorizații. La Câmpia Tursa nu s-a întâmplat așa și orice investitor a venit într-o săptămână a avut autorizația de construcție emisă. Ăsta este motivul pentru care parcul industrial deja se construiește, iar celelalte societăți sunt în curs de autorizare. Pentru că am ales să investim privat în infrastructură. După ce vom avea de așa manieră infrastructura bine pusă la punct, vom putea dezvolta și proiecte colaterale. Doamna consilier Câmpianu vorbea despre înțelegere. Știți că am convocat la mine toți liderii de partide politice reprezentate în Consiliul Local. Și ne-am întâlnit cu dumneavoastră, eu sau domnul viceprimar, v-am propus tuturor să veniți cu proiecte concrete pe care sunt dispus să vi le susțin în Consiliul Local. Unii dintre dumneavoastră au venit și le-am prins în buget, alții au ales să nu vină cu astfel de proiecte. Este opțiunea fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim. Dacă nu mai are nimeni de spus, atunci supun la vot. Yeah.